Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o ediție aniversară. Zilele astea aniversăm 9 ani de când tot testăm roboți aici. Așadar, ne pasionează roboții de aspirat, înainte de roboții cu două picioare și două mâini, până când vine ea mai durează, ne interesează aia care o să ne ia munca din mână. Și ăsta este unul dintre cele mai interesante utilaje de genul ăsta pe care le-am văzut în ultima vreme. Îl testăm intens aici la Hub deja de mai mult de o săptămână. Pentru partea asta practică o să am nevoie de tech guru, pardon, vacuum guru, în cazul ăsta Radu Neagu. Hai, Radu, să le povestim. Ne plac foarte mult roboții ăștia și avem tot timpul discuții. Eu fac research-uri noaptea pentru că Lorena îmi cere alt robot acasă, ăla de la noi. Se pregătește să-și dea obștescu. Și ca să vezi, a ajuns ăsta în redacție. Coincidență. Exact. Coincidență. Acum, nu sunt eu neapărat convins că o să-l cumpăr pe ăsta, pentru că eu nu știu dacă voi da atât de mult cu mopul, însă ce am aflat despre ăsta mi s-a părut foarte tare. Pentru că din tot ce am testat noi până acum, acest EasyViz pare a fi unul dintre cele mai deștepte. Adică la modul la care nu se blochează iurea, aplicația funcționează și are câteva feature-uri pe care nu le-am mai văzut până acum pe un robot, cel puțin nu la banii ăștia. Ți-l dau ție. Da. Și acum o să punem imaginile frumoase cu unboxing-ul. Uite ce frumos ți-a curățat pe aici. În care o să vă arăt că, practic, asta este stația principală. Astea merg împreună. Nu e ca și cum poți să-l cumperi fără stație și să cumperi după aia stația auxiliar. Exact. Sunt împreună. De când tot testăm noi roboți, așadar au apărut mai multe etape. Acum 9 ani, primul robot pe care vi l-am arătat, cei de la Rumba aveau pe vremea aia, un robot care mergea prin casă, dădea cu capul și se întorcea. Și în cele din urmă, aleator, reușea să termine. Între timp, roboții au tot avansat. În ultimii ani, cred că ați recunoscut forma asta, au devenit din ce în ce mai scunzi, ca să poată să intre pe submobila europeană. Am aflat chestia asta. Da. Deci înălțimea roboților ăstora este dictată de înălțimea mobilei din Europa, apropo, cu tot cu senzorul ăsta lidar, care îi ajută să-și facă hărțile. Mărimea asta, așadar, este, cum să zic, asta e ceea ce limitează în momentul ăsta un astfel de aspirator robotic, însă ce s-a întâmplat între timp este că, în loc să mai dea doar cu capul, și ăsta poate să dea cu capul, însă nu mai ajunge să se lovească aproape deloc. Asta, așa cum îl vedeți, muncește la noi deja de mai multe zile și are puține zgârieturi, puține locuri unde s-a atins, pentru că are mai mulți senzori, râdeam noi mai devreme, decât o Dacia Spring. Din punctul de repoziționare este mai bine, da. Are toți senzorii pe care ei vrea, ce are mai mult senzori decât de pe Tesla, că nu prea mai e senzori de parcare. Dar are mai puține camere. Da, corect. Dar camera pe care, hai să le luăm pe rând. Așadar, vorbim și de stația aia, pentru că asta este chestia care a accelerat cel mai tare în ultimii 2 ani. Să nu vă sperie, de obicei pe mine mă sperie când văd un robot cu stație de bază de genul ăsta. Știi clar că începe de la 7, 8.000, 9.000 de lei un aspirator bun. Asta este mult mai ieftin, o să vă zicem la sfârșit care e toată treaba. Dar ne concentrăm în primul rând pe ce are el, ce știe să facă și după aceea vă spunem combinația asta cu stația care este foarte tare. Da. Păi, pe scurt, arată ca majoritatea roboților de curățenie. Are aici în partea de sus un lidar cu care reușește să-și dea seama de distanțele până la pereți, până la orice obstacole, să evite obstacolele respective. Cu asta face, practic, cartografierea întregii încăperi. Exact. Poate să vadă chiar și prin ferestre, apropo. Da. În anumite situații. Da. Acum, dacă ai ferestre de jos, ești norocos. De sub o să găsești, bineînțeles, rezervorul de praf și de, în cazul nostru, chia și orez, pentru că asta am pus în el. Mă anunță că am scos. Poți să-l curezi foarte ușor. E mișto care e filtrul HEPA aici și care filtrul HEPA poate fi schimbat. O să găsești și accesorii pentru el. Majoritatea roboților de curățenie au filtre HEPA care se pot schimba și pe care le poți cumpăra separat. Cred că se trage ăsta. Mm-hmm. Pare a fi nu conectat magnetic, cumva. Da, anyways, n-am nevoie să-l scot în momentul de față, dar se încă poate e curat. Scot. E curat. Practic, partea de aspirare este deja de bază la aspiratoarele astea. Au capacitatea de sucțiune din ce în ce mai puternică. Asta cu cât trage? Știm? Pascal. Dacă interesează pe cineva. 200 de pascal. Da, știi cum e? Testele sunt făcute exact. La nivel tehnic, ca să spunem așa, și în condiții optime. Adică pe o anumită suprafață. Suprafața respectivă trebuie să fie de un anumit tip. Nu să le poți replica în lumea reală. În schimb, ce pot să spun este că trage mult mai bine decât pe mochetă. Cred că a rămas un bob de... A rămas ceva mizerie acolo, da. Ia uite. Un bob de orez, doi bob de orez. Adevărul e că stătea de ceva timp chia aia, că știi cum e și mie cu chia? N-am colțit, dacă la asta te gândeai. N-a făcut copăcei. S-au dus vremurile de glorie ale sâmburilor de chia. Așa.
La exterior, așadar, nu sunt mari diferențe. Avem recipientul pentru vacuum, însă partea asta de aspirare, ce ne interesează este aici de desubt, pentru că avem o rolă de silicon care este responsabilă de aspirarea pe suprafețe nete de parchet, gresie și alte asemenea. Și mai avem și această perie care este responsabilă de partea de mochetă și de grosier de pe orice suprafață. Practic, asta este partea cea mai importantă de la toate aspiratoarele astea și cele mai multe se bazează pe același principiu. Această rolă de silicon plus perile respective care trebuie să facă partea de aspirare, care, trebuie să spunem pe șleau, o rezolvă deja toate aspiratoarele din piață. Nu? Da. Nu prea mai sunt aspiratoare exact. Care să nu se descurce. Diferența o mai face în momentul ăsta capacitatea de a aspira mochete mai groase sau covoare, capacitatea de a urca și a coborî peste covoare. Și aici, pe exemplu, aspiratorul nostru, stai un pic, performează destul de bine pentru că are niște roți destul de mari. Toată lumea se bazează pe principiul ăsta cu roțile astea care țopăie, dacă e nevoie, astfel încât să treacă peste obstacole. În momentul în care găsește un prag sau o margine de covor, se întoarce cu fundul unde are putere mai mare și aruncă din roțile astea și îl saltă ca să-l urce pe fiecare bucată de mochetă sau de prag. Acum, la început, primele generații aveau o singură perie de genul ăsta, acum au două, ceea ce este mare lucru pentru că ele practic pot să colecteze praful mai mare și să-l direcționeze către gura de aspirație, dar o observație pe care noi am făcut-o, o chestie care ne-a plăcut la ele, este că sunt șanse mult mai mici ca aceste perii să se mai blocheze de la firele de păr care se strâng aici, în zona asta unde se învârte. După cum vedeți, are o mică periuță neagră acolo, care singurul ei rost în viață este să nu lase să intre sau să elimine firele de păr, efectiv, care se adună, pentru că, nu o să vină să credeți, este mult păr pe jos. Exact. Ori de la animale, ori de la oameni se adună și chestiile astea se blochează fix aici, la perile astea. Însă, dacă tot l-am întors cu roțile în sus și v-am arătat partea de absorție și de perile alea, vreau să vă mai arăt senzorii ăștia, până când trecem la rolele alea de aspirat, pentru că are de jur împrejur în 4-5 puncte, nu, 6. Are 6 senzori cu infraroșu care îi spun când se apropie de un prag, de o margine, de o treaptă sau dacă ai, spre exemplu, diferențe de nivel, să nu cumva să cadă. Da, să nu cadă în cap pe scări. Exact. Din ce am observat noi, capacitatea lui, că senzorii nu sunt așa de scumpi, capacitatea lui de a înțelege chestia asta funcționează, da, nu a căzut. Inclusiv aici pe masă l-am testat puțin mai devreme, l-am băgat și l-am scos din greșeală și s-a oprit la limita mesei. Așadar, nu mai avem în momentul ăsta roboții, noi nu mai cad de la înălțime, nu e vorba doar despre asta. Deocamdată vă spun chestii care sunt, să zicem așa, relativ standard în industria asta, pe genul ăsta de roboți, unde este o competiție fantastică, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Diferența apare când începi să te uiți aici. Aici apar lucrurile diferite față de ce am mai văzut, pentru că încep să apară roboți care sunt capabili să dea cu mopul. Partea de aspirație fiind rezolvată, mai rămâne partea de dat cu mopul. E bine, ăla pe care am mai testat noi în trecut, făceau partea de mop cu acele lavete de microfibră care vibrau. Unele vibrau, altele doar coborau un pic ca să le târie pe gresie sau pe parchet, dar în felul ăsta mai mult agăța mizeria. Uh-huh. Astea, în schimb, sunt rotative, se învârt fiecare într-un sens diferit și freacă toată, l-am pus de exemplu în bucătărie și se vede exact cum freacă gresia și am rămas surprins de câtă mizerie a scos în rezervorul de apă murdar, o să vă arăt imediat, având în vedere că noi spălăm aproape fiecare zi în bucătărie. Da, suntem destui și se adună mizerie și o dată pe zi cel puțin spălăm. E bine, iată că un robot de genul ăsta este capabil să facă și munca asta de dat cu mopul și asta este practic chestia nouă. Dacă te uiți și tu ca și noi după roboți pentru acasă, ăsta ne-a surprins la capitolul dat cu mopul, pentru că aici este punctul lui forte. Și apropo de chestia asta, ne uitam noi gură cască cum s-a oprit la limita dintre gresie și mochetă și dădea cu spatele ca să reușească să acopere inclusiv colțurile. Pentru că pe parcursul anilor roboții au început să apropie din ce în ce mai mult de margine, după care au putut doar să aspire acolo. Acum pot să dea și să aspire, la, mai ales colțurile, pentru colțuri sunt responsabile perile astea care să tragă către zona de aspirat. Însă mai nou pot să dea și cu mopul, pentru că rolele astea ies un pic, vedeți, din gabaritul lui și practic el, învârtindu-se din toate pozițiile, poate să ajungă să dea cu mopul. Mai avem pe spatele lui, pe fundul lui, mai avem o serie de senzori, avem zona de încărcare, pinii de încărcare, mai avem un senzor aici de infraroșu,
Și asta cred că este chestia de design. Nu știu dacă sunt ascunse aici. Pentru că aici ba, da, mai sunt mai e un senzor ultrasonic. Da, avem un senzor ultrasonic aici și bineînțeles se fac cărările de aer din spate unde simți că își face treaba, simți că aspiră. La un aspirator din micuț, de exemplu, la care nu simți că iese aerul din el, pentru că aerul trebuie să circule, că el intră pe dedesubt și trebuie să-l scoate pe undeva, dacă nu simți, înseamnă că nu prea are putere de aspirare. Cam asta este partea de efectiv de aspirator. Dacă ar fi vrut să-l facă mai spectaculos, ar fi să-l facă probabil mai mare, să se schimbe designul. Asta este limitarea fizică. Dacă vrei să încapă în casele europenilor, trebuie să intre pe sub mobilă. Asta este forma cea mai compactă și cu toate astea, autonomia lui declarată se apropie de 4 ore sau 300 de metri pătrați de suprafață dată cu mopul. Iar din testele noastre se cam confirmă, pentru că așa arată cartografierea de la noi de la parter. Astea sunt zonele pe care le-a gestionat și e la 83% și noi îl chinuim de vreo oră și jumătate și l-am pus să chinuie, să spele și să tragă tot orezul ăla de prin redacție. Până să vă arătăm și stație, vreau să vă mai arăt o chestie super tare. Una dintre chestiile care s-ar putea să vă convingă oricând să cumpărați așa ceva, dincolo de partea de aspirator, până să vă convingă mopul, este camera. Chestia asta este wow. Uite știu cum se vede, cât de bine se vede camera asta și când mi-a zis Radu care... 3K rezoluție. E fantastic. În momentul ăsta... Și are și microfon. Puteți să vedeți imagini în direct de pe aspirator. După care descoperi că... George! Ok. Vorbești cu aspiratorul. Faza care este că mă jucam un pic mai devreme cu el, poți să-i dai preview și poți să vezi camera în timp ce vezi harta și să-i dai comenzi și chestia asta nu funcționează doar în rețeaua ta Wi-Fi. Nu. Merge peste tot. Poți să-l pui să facă treabă, poți să supraveghezi bona, cățelul, pisica sau pe cine vrei tu. Adică chiar înregistrează și transmite, de fapt nu înregistrează, transmite în timp direct niște imagini mai bune decât majoritatea camerelor de supraveghere pe care le-am testat noi pe aici. Este surprinzător de bună, adică are inclusiv HDR. Poți să setezi, de exemplu, să nu înregistreze într-o anumită perioadă de timp, atunci când ești acasă, de exemplu. Dar el înregistrează pe robot? Nu, el nu înregistrează. Dar poți să-i dai să înregistreze. Go to enable, ok. Ah, ce tare, deci și înregistrează pe el. Yes, poate să și înregistreze. Fantastic, uite și tu cât de clar e. Am ajuns la punctul la care un aspirator așadar robotic poate fi și un robot de supraveghere. Mai mult decât atât, are patrol inspection, deci poți să-l trimiți după ce își face curățenia, doar dacă vrei să inspectezi ceva prin casă cu această cameră, care se uită către înainte. Acum, mie mi-aș plăcut să mai aibă și un pic de funcție de tilt, dar cred că pentru asta va trebui să așteptăm următoarea generație ca să se uite mai sus. E suficient de wide, adică la nivelul ăsta vezi aproape tot. Și aia cu patrol inspection e foarte mișto, pentru că el se duce și stă într-o anumită poziție și se învârte așa un pic și supraveghează camera. El nu consumă mult curent făcând chestia asta, că nu aspiră, știi? Se plimbă, se așează pe poziție și începe să se învârte ca să vezi ce se întâmplă în casă. Iată, poate ce știe forma întregului spațiu, doar să-ți mai dai niște imagini video, este foarte ușor pentru el. Și deja chestia asta este mai mult decât suficientă pentru cei mai mulți dintre noi ca să zică ok, sure, I take my money, dar stai să vezi cât de bine rezolvă partea de spălat și de mentenanță a robotului, pentru că odată ce va da cu mopul se va crea apă murdară și chestia asta este cea mai mare problemă la aspiratoarele astea. Apa înseamnă de multe ori stricăciuni, sau în cel mai fericit caz doar miros rău. Chestia cu mirosul e o problemă destul de mare, mai ales la roboții ăștia, pentru că majoritatea își lasă laveta aia umedă acolo în spate și o țin tot timpul după ei, o freacă de covor, poate nu vrei să se întâmple chestia asta. Ăsta lucrează puțin diferit. Trebuie să-l instalezi neapărat pe parchet sau pe gresie, stația, pentru că dacă o pui pe covor, el o să plece cu lavetele și se va freca de covor și o să se blocheze. Chiar îți spune. Ar fi recomandat să o pui pe gresie sau pe parchet. Acum, hai să spunem direct, dacă îl iei să dea cu mopul, nu o să-l pui pe covor. True. Poate să și aspire, dar după ce a terminat de dat cu mopul. Ok. Sau în același timp, dacă vrei. Care cel mai probabil oricum să stea în bucătărie pe gresie. Exact. Iar partea de stație e foarte deșteaptă, pentru că aici el vine și își lasă perile astea, care sunt magnetice, are un electromagnet acolo, le decuplează și le lasă aici. Iar chestia asta se ridică, se învârte și le curăță cu apă curată din rezervorul de acolo, pe ambele, și apoi le ridică și le usucă. Acum ne cerem scuze că rolele astea nu mai sunt curate ca în prima zi. Vă putem arăta o pereche de role noi nouțe, ele așa se livrează, sunt consumabile, le puteți comanda ulterior, însă
nu va trebui să stai tu să le speli de fiecare dată. Cred că din când în când n-ar fi o idee rea să le bagi la mașină. Corect, da. Am și când să-mi să spre atare. Câtă vreme își face el programul de curățenie, o să și le spele și singur. Și interesant este că putem să vedem cum o face. Da, o să vă arătăm clipul de prezentare, pentru că atunci când intră robotul nu vezi ce se întâmplă înăuntru, dar putem să vă arătăm cum poți să curezi, de exemplu, zona de dedesubt, pentru că și aici va rămâne apă murdară după ce a spălat rolele. Aici în spate sunt două găurile care vin prin care suflă aer ca să le usuce, apropo. Noi nu l-am lăsat să-și termine procesul, durează vreo 10-15 minute. Dar aici ai un buton prin care poți să... Să ridici rolele. Scoți peria asta de aici și apoi ștergi cu ea toată zona asta. E recomandat să faci treaba asta atunci când se duce robotul înapoi la treabă, pentru că atunci mizeria este proaspătă, este umedă, nu are timp să se usuce. Și după ce ai șters cu peria asta, îl pui să-și tragă apa de acolo și să coboare rolele. 2024. Am văzut-o și pe asta. Are o pompă, yes, prin care își ia apa murdară și o duce în vasul de apă murdară. Pentru că stațiile astea sunt așa de mari pe cât le vedeți, pentru că nu doar încarcă așadar robotul sau că curăță lavetele alea, ci pentru că au acolo apa curată și apa murdară. Amândouă sunt două vase acolo în interior. Nu pleca pe... Nu omoră lichenii. Starting to charge. Asta este volumul la maxim, apropo. Deci are un mega difuzor înăuntru. Ce ar putea să-i oprească să pună și muzică pe el în curând, să fie și boxă mobilă? Partea de setări este însă exhaustivă. Adică n-am văzut atât de multe tipuri de configurări pe care le poți face pe un alt robot. Ai zona de programare, ai logurile de curățenie, îmi spune cât a făcut curat, unde a făcut curat, durata, zona de consumabile, unde ai peria principală, ai filtrul HEPA pe care îl ți-am arătat mai devreme, perile, mopul și anumite elemente dacă cumva ai nevoie, dacă s-au stricat, dacă s-au lovit. Și îți estimează uzura la fiecare ca să le poți înlocui atunci când va fi cazul. Exact. Setările pentru curățarea de covor. El este un spălător, dar până la urmă știe să facă multe chestii. Sunt tare curios cum facem să recunoașterea covorului, pentru că mai nou roboții pot face și chestia asta. Se folosește o combinație de senzor ultrasonic cu cameră. Cameră. Cel mai probabil cameră, îți dă seama. La rezoluția asta cred că poți face oricum suficient de multe cu ea. Mai multe setări de curățenie, poți să dezactivezi acel anti-fall detection, de exemplu, dacă ai o situație în care vrei să treacă peste zona respectivă, dar nu detectează că, nu știu, poate, exemplu, ai un prag și o culoare foarte închisă și el vede, nu îi se reflectă cum trebuie din senzor, okay, și el are impresia că e pe marginea unui etaj, dar sau de fapt poate nu că e un covor mai gros. Exact. Ok. Da. Setările de patrulare și, bineînțeles, setările de înregistrare pe care le poți... Uite că am aflat și chestia asta. Deci până la 8 ore de înregistrare. Yes. Foarte tare. Deci are stocare internă pentru până la 8 ore de stocare și poți să-i pui partea aia de patrulă programată, că atunci când lipsești tu de acasă, între anumite ore, să-și facă turul și să înregistreze. Acum, pasul următor ar fi că după ce înregistrează local, să le vezi undeva și într-un cloud. Că va trebui de acum hoții probabil să învețe și șmecheria asta, că mai nou oamenii au roboți, aspiratoare robotice prin casă, cu camere pe ele, care și înregistrează. Cum ar fi, de exemplu, opțiunea să detecteze animalele și oamenii în momentul în care e setat pentru patrulare și începe să înregistreze și să trimite notificare. Iată. Partea de rețea, informații, share the device, deci dacă vrei creezi un cod QR ca să-l trimiți la familie, ca să-l folosească pe contul lor, de exemplu, as a wiz. Find device, în cazul în care nu-l găsești, că s-a pierdut pe undeva pe sub un scaun, pe sub un birou și lucruri de genul ăsta. Iar la partea de hartă este foarte complexă. Uite, dacă vezi aici, de exemplu, am desenat o zonă în care este doar pentru aspirare. În zona asta nu avem niciun fel de parchet sau de gresie și de aici face doar aspirare pentru că e mochetă. Da. Și după aia... Uite, vezi aici a scanat prin geam, cum ți-am zis. Da, aici a scanat prin geam, aici este ușa de sticlă până la ieșire, dar am înțeles că este o altă cameră acolo și o face foarte precis. A văzut că acolo este un colț. Aici baia, holul și bucătăria. Aici mai sunt niște produse pe jos, de aia n-a reușit să le identifice corect. Tot. Și zona de terasă, unde și-a dat seama exact
chiar și fără să ajungă sub zona de birou. Iar zona hașurată este zona pe care și-a dat seama că poate să o parcurgă fără să aibă prea multe obstacole și să poată să facă în zigzag așa, știi? Ca să curățe eficient. Ok. Mai e o grămadă de setări aici la puterea de curățare. Ne-am pus pe medium și deja are destul de multă apă, după cum se vede acum în imagini. Iar pe zona de aspirare, cam ăsta este zgomotul maxim pe care o să-l facă în momentul aspirării. Și, într-adevăr, este mai silențios decât alte aspiratoare la nivelul maxim. 57 de decibeli? Cam 57 de decibeli. Nu e deranjant, nici dacă stai cu el în cameră. Exact. Poți să vorbești lângă el, nu e enervant. Celălalt pe care l-avem jos în momentul de față e mult mai gălăgios. Devine enervant și lumea l-oprește când... Am aceeași problemă acasă. Deci cu ăla de acasă, care are deja în spate 3 ani și a făcut treaba, dar simt că vine noua tehnologie care, iată, mai rapid, mai silențios, ba chiar poți să-i spui să facă partea asta, dacă vrei să dea cu mopul de două ori, îți dă cu mopul de două ori. Uh-huh. Și poți să-i spui cum vrei. Vrei să dea cu aspiratorul înainte, vrei să dea cu aspiratorul în timp ce dă cu mopul sau doar să facă una dintre ele. Harta poți să o editezi tu așa cum vrei, să o denumești, să schimbi camerele și, bineînțeles, să desenezi anumite zone. Asta mi-a plăcut la ea. Aici la area poți să desenezi, de exemplu, tu o zonă, cum ar fi zona de bucătărie, unde să-i setezi setările specifice pentru apă și nivelul de aspirare. Du-te mă înapoi. Da, uite, vezi ce gingaș e, că nu te îmbrâncește? Că își dă seama care sunt limitele fizic. Și acum o să-și înceapă procesul de curățare, pentru că asta face de fiecare dată. De fiecare dată când ajunge la bază, dacă a dat cu mopul, își scoate perile, lavetele alea, le ia, le spală și apoi le și usucă. De ce? Ca să nu se împută, să nu prindă miros, că despre asta e vorba. Și ăsta este rezervorul de apă, din care a consumat aproximativ un litru și ceva deja. Ok. Face treabă de ceva vreme. Iar ăsta este rezervorul de apă murdară, unde cred că se poate vedea. E mai închis la culoare ca să nu te deranjeze vizual, dar vă garantăm că apa e murdară. Da. Surprinzător, pentru că noi știam că bucătăria noastră este curată. Uh-huh. Da, poți să faci curat la nesfârșit, să știi. Sunt oameni care sunt pasionați de chestia asta. N-ai cum să-i oprești. Însă, în esență, stațiile acestea de bază, dezavantajul lor este că sunt mai mari, dar avantajul este că poți stoca apa curată și apa murdară, iar vasele alea sunt închise ermetic, astfel încât nici ele să nu prindă miros, nu sunt expuse la soare. E important ca apa așadar să fie închisă și să nu bate soarele în ea ca să nu prindă mâzgă și alte probleme, exact. Mai ales dacă ești plecat de acasă, să nu te trezești că te-ai întors într-o bombă biologică în casă. Eu n-aș putea să intri în casă să miroasă urât. Evident. E nasol, mai ales atunci când vrei să duci gunoiul. Exact. Dezavantajul încă o dată este, ai nevoie așadar să pui apa deocamdată acolo pentru că să-l racordezi la apă și la canalizare cred că deja este next level și nu e pentru generația asta. Stai o secundă că îmi dă cu virgula. Este prea ieftin. Deci acum este aspiratorul ăsta e 3200. Nu cred. Cu tot cu stație? Sau e doar aspirator? Nu, este cu tot cu stație. Deci este fix modelul ăsta? Da. RS2? RS2. Nu cred. Trebuie să mă uit pe el. A, da, 65W, consum, apropo, în cazul că te interesează, în momentul în care funcționează. Deci, eu chiar am stat nopțile și mi-am făcut research, m-am uitat la care sunt cele mai importante funcții pe aspiratoarele astea și o vreme m-am oprit pentru că se duceau spre 2000 de euro. Și uite la cât la... Deci, noi practic știam că se va lansa la 4000 de lei în piață de la noi și ni s-a părut că este... va fi un bestseller instant, dar are deja reducere. 3200, wow! La 3200 de lei, sincer, nu știu dacă putem găsi ceva mai bun. Având în vedere că își face treaba mai bine decât ne așteptam și faza cu curățatul peilor și camera. Deci, ăla este, cum să zic, înlocuiește Samsung Bolii? Da. Bine, Bolii poate să și proiecteze chestii și să... Ok, Bolii ăla vechi. Da. Înlocuiește gadgeturile de genul ăsta care au o cameră doar ca să se plimbe prin casă și să monitorizeze casa. Ok. E un all-in-one. Tentant. Eu am și eu foarte mult parchet acasă. Vezi? Da. Mai mult parchet decât covor. Acum mai vine în minte întrebări de genul. Pot să pun în apa curată un picuț de detergent? Da. Ok. Fără soluții de esențiale. Fără uleiuri esențiale. Pentru că le sunt uleioase și murdăresc. Se lipesc. Corodează rezervorul și tubulatura. Ok. Câtă garanție are să aibă minim 2 ani? Pentru că o să ne fizice și cred că deja 2 ani dacă își face munca,
își scoate banii foarte repede. Bine, mai sunt și opțiunile la magazine, văzut cu extra, un extra în garanție, chestii de genul ăsta, pentru care la un moment dat plătești chiar o sumă modică. Asta e problema, că nu-i găsim defecte în momentul ăsta, adică la cum arată, la cum se mișcă, la senzorii pe care am văzut pe el, modul în care merge aplicația, an la rând roboții ăștia sufereau la capitolul software, aplicațiile erau bine intenționate, dar nu prea reușeau. Acum are tot ce-i trebuie. Singura limitare, încă o dată, este probabil de spațiu, estetică, dacă vrei sau nu să ai încă un aparat electrocasnic legat la priză, undeva în bucătărie sau în hol, dar nu cred că, adică este un design minimalist, e o chestie subiectivă. Plus că unii probabil se întreabă de ce nu are și un aspirator intern ca să-și golească și rezervorul intern. Pentru aspirat. Da, pentru aspirat. Și cred că motivul pentru care nu are este pentru că stația ar fi fost și mai mare și ar fi fost prețul mult mai mare, pentru că ar mai fi trebuit să aibă încă un aspirator în interior și plus alte circuite pe el ca să poată să tragă direct din rezervorul ăla. Așa au păstrat rezervorul pentru a curăța, pentru că ăla oricum nu e murdar, nu te deranjează. Dar e mai neplăcut să speli perile sau să laveta respectivă și aia o face singur. Eu spun din experiența lucrului cu un robot similar care face și partea de mop. Într-adevăr, este mai complicat să umbli tot timpul la rezervorul de apă, că e mic în el. Și problema mai mare întotdeauna era rezervorul mic de apă pe care trebuia să-l scoți, se scurgea din el, apărau tot felul de probleme. Acum, faptul că partea asta de apă și de perii este rezolvată în stație, să scoți și să golești doar rezervorul de praf, nu cred că e o problemă. Nu. Dar există aspiratoare care au și funcția asta. Ăsta nu este unul dintre ele. Corect. Cu funcția de a lua praful și mizeria și a-l trage într-un alt rezervor. E gândit totuși pentru case moderne, unde se știe că folosim mai puține covoare, mai multă gresie și parchet. Casa modernă are foarte puțin praf, de aceea rezervorul de acolo este suficient ca să tragă cel puțin de două ori. Și automat... nu s-a pus să faci prea mult praf dacă își face treaba zilnic. Exact. Exact. Și mai ales, în marile orașe, praful evident tinde să ducă jos, în praf stau toate nenorocirile și nu scăpăm de el prea curând la ce văd eu pe stradă, la camioanele murdare de noroi, la fumul de diesel și așa mai departe. Trebuie să purificăm aerul, însă grosul o să fie tot pe pardoseală și un astfel de aspirator robotic, dacă nu dai tu cu mopul în fiecare zi, cred eu că este un must de acum înainte. Nu, să scad. Cum să dai cu mopul în fiecare zi? Tu faci treaba asta? Nu. Nu cred. Dar cu aspiratorul în fiecare zi dăm. Nici dacă ai stat acasă, cred că n-ai avea timp să dai cu mopul în fiecare zi. Măcar o dată pe zi trebuie să dai cu aspiratorul, nu scapi. Și cu mopul să zicem de două ori pe săptămână măcar? Da. Acum, dacă ai animal de companie sau ai un copil mic și chestii de genul ăsta, cu siguranță ai un alt program. Fiecare decide însă cum îi se potrivește. Cam asta a reușit să facă în testele noastre. Și la banii ăștia, încă o dată, nu reușim să-i găsim competitori. E clar că vor să intre în piață, vor să-și facă un nume. Compania asta mai vinde și alte tipuri de accesorii. Noi le-am mai văzut, am mai discutat cu ei. Suntem tare curioși să vedem însă ce părere aveți voi despre produsele astea, că cine știe, poate din portofoliul lor le aducem și la noi. Da, cine știe? Interesant. Dacă ați văzut ceva interesant de la ei și vi s-a părut util, spuneți-ne. Au unul de mână. Foarte interesant. Foarte deștept. Tot cu aspirare umedă. Exact. Începe să se îmbunătățească partea asta și slavă Domnului, curățenia începe să fie mai la îndemâna tuturor. Doar să vrei să le folosești, că nu e chiar așa de complicat atât ce le-ai programat. Mulțumesc, Radu. Cu mare drag. Mulțumesc întregii echipe pentru participarea la testele noastre de anduranță din bucătărie și nu numai. Vă mulțumim și vouă dacă v-ați uitat, dați-ne un like, un share și un subscribe și pe data viitoare să vă fie numai bine!